Bună ziua, dragi prieteni, eu vă spun bine ați venit la un nou filmuleț. Eu sunt Pavel și astăzi o să vă arăt una din micile mele, da, să spun așa, investiții pentru colecția de bricege. Nu este una, cine știe ce, super, super scumpă sau super sofisticată, însă, după cum vedeți, da, a fost într-o trusă de la, sau într-un set complet de la Nivea. Da, și de aceea nici n-am să pot să vă spun cât ar costa așa un briceag sau o sculă mai combinată, să spun așa. După cum vedeți, este foarte, foarte ok, mie îmi place foarte mult. Are și acest patent foarte frumos. Taie, putem tăia și conductor, bineînțeles cu el, da, să cercăm aici, avem un 2,5, bineînțeles că nu este neapărat, să zic așa, nu este pentru electricieni, însă în caz de necaz poate să ne salveze când avem ceva de rezolvat. Deci avem o altă forță când suntem undeva în excursie, în teren, și ne trebuie așa ceva. Bun. Îmi place foarte mult că are și acest arculeț. În principiu este destul de bine finisat. Mai este loc și pentru mai bine. Deci pot să spun acest lucru. Sistemul de fixare îmi place foarte mult pentru că pot să-l modific. Deci am un plan foarte mare pentru multe dintre bricegele mele, pentru a le modifica, și ăsta merge extraordinar. De ce spun? Pentru că, după cum vedeți, acestea sunt cu șuruburi tip stea, deci care se pot desface cu șurubelniță, și eu doresc ca aceste prăsele, sau, da, așa le spun eu, prăsele, să le desfac frumos și să le schimb din corn de cerp sau de căprior. Deci asta e dorința mea pe viitor, acum nu prea este timp. Da, haideți să trecem la pasul următor. Ceea ce îmi place foarte mult la acesta este că are multe mărunțișuri, după cum vedeți aici, o pilă pe ambele părți, să zicem o șurubelniță puțin mai lată, da? Și ceea ce îmi place foarte mult la el îi că pe partea din spate are acest sistem de blocare, da? Deci în momentul în care noi l-am deschis, el nu se mai poate închide numai apăsând de această clapetă. Da, trecem mai departe. Există această desfăcător de conserve, de bere, nu știu nici exact, dar cam așa, în stilul ăsta erau pe timpuri desfăcătoarele de conserve de pateu, astăzi nu prea le mai folosim. Avem aici o șurubelniță dreaptă, un pic mai micuță. Avem aici un firez care, da, după cum se vede, taie destul de binișor, să spun așa. Trecem la partea asta, la altă, să vedem ce are pe aici. La fel are un instrument care, sincer să fiu, nu prea știu la ce se folosește. După cum vedem, are un igradat aici până la 6 cm. Eu așa ceva, sculă de tipul acesta, foloseam la pescuit când scoteam, special la șalău, care înghițea foarte brutal acu. Mergeam frumos pe fir și scoteam acu din fundul gurei sau așa mai departe. Deci așa ceva îl foloseam eu, ceva asemănător de genul acesta. Poate se poate folosi pentru așa ceva. Dacă dintre dumneavoastră puteți să-mi spuneți la ce se folosește partea asta, m-aș bucura foarte mult. Ce mai avem aici? O șurubelniță în cruce, un pH. Nu era nici asta. Aici o șurubelniță un pic mijloc la celelalte două, deci am arătat cea lată, cea îngustă, și asta e undeva la mijloc între ele. Și nu în ultimul rând, sau, da, deci am scos-o ultima, să zicem ultima, este acest cuțit care
I-am pus gând rău, o să apuce pe mâna mea, bineînțeles, și o să îl trec un pic prin atelierul de ascuțitorie. Deci o să-i facem o ascuțire, dar nu în filmulețul acesta. Deci, cum am spus, pentru a putea să-l închidem, apăsăm butonul acesta și se închide foarte, foarte ușor. La fel și în partea asta, la altă, se adună foarte frumos și se bagă în teaca aceasta, care, da, este o teacă bună, nu super, super, este din material, se poate agăța la curea, însă se poate face și din piele și din alte materiale. Deci nu e rea, greutatea nu este foarte, foarte grea. După cum bănuiesc, aceste prăsele sunt din aluminiu, aceasta este din plastic, deci așa la mână este foarte ok. Cu speranța că v-a plăcut filmulețul meu, eu vă spun toate cele bune, Dumnezeu să vă binecuvânteze, aveți grijă de sufletele voastre și nu vă lăsați biruiți de rău, ci înfrângeți răul prin bine. Vă salut, ne vom întâlni la un filmuleț următor, dacă va îngădui Dumnezeu.